Bine ne revedem la o emisiune cu tentă sportivă. Am alături de mine pe Gabriel Jalbă, organizatorul acestei competiții Bila Nouă la Roman. Roman, un oraș plin de evenimente cu tentă sportivă, iar alături de dumnealui a adus doi tineri pe care îi rog să se prezinte și începem din dreapta mea. Bună ziua, mă numesc Veniciuc Ștefania Bianca, am 15 ani și sunt jucătoare de biliard junior. Bianca, o să te întreb ce te-a atras către acest sport, către această mișcare? Pe mine m-a atras, sincer să fiu, modul de joc, cum să mă exprim, gândirea când încep să joc, să mă gândesc la... Deci să explicăm tinerilor că acest sport generează un plus atât de anticipare a mișcării, da. Cât și de proiecție asupra mesei, ca să acumulezi cât mai multe puncte. Da, exact. Și îți dezvoltă un pic și imaginația și dexteritatea simultan. Da. Alături de noi încă un tânăr. Bună ziua, mă numesc ca Petre Mădălin Mirluț, sunt din Bacău, am 16 ani și practic îmi place că e un sport care... Cam ce latură te motivează așa, ca proiecție? E un sport de eleganță. Corect, asta într-adevăr. Ca și tenisul reprezintă o artă. Nu în ultima instanță îl rog și pe Gabriel Jalbă ca și organizator să ne spună câteva cuvinte în raport de concurs. Astăzi am reușit să aduc 45 de jucători din 10 orașe ale țării. Dar mai întâi vreau să premiez anticipat 2 juniori, câte un ceva acolo, un stimulent și le urez mult succes și să dea cei mai buni din ei, da, la biliard. Corect, pentru că și această ramură sportivă a dus emblema Romanului cam în toată țara prin intermediul domnului Gabi Jalbă. Și ce să spunem, felicităm cei doi tineri și le urăm succes în cariera viitoare. Mulțumim. Mult succes! Eu prezint aici pe lângă mine pe prietenul meu, Liviu Chiurițoiu, campionat titlul al Moldovei. Bună ziua! Pare nespus de bine că am ajuns la prietenul Gabi, la Roman, o locație foarte faină, oameni calți, primitori și felicitări tuturor organizatorilor pentru promovarea acestui sport, mai puțin cunoscut în România, dar cu ajutorul lor, celor de la Iași, Galați, sperăm să aducem cât mai mulți juniori la joc. Mult succes! Jocuri bune tuturor și sănătate! Numai bine! Am revenit prezent către unul din cei mai buni prieteni ai mei și colaborator la biliard, Adrian Bostan. Bună ziua, salut tuturor, iubiților de biliard. Într-adevăr, așa este, noi suntem într-o strânsă colaborare cu toate orașele din Moldova. Încercăm să adunăm cât mai mulți tineri, să îndrumăm spre acest sport, ajutându-i într-un fel fiecare prin disciplină, prin antrenament, să promovăm și să avem rezultate cât mai bine. Încercăm să facem cât mai bine. Suntem din Bacău, noi am venit cu echipa din Bacău la Roman în acest concurs, avem 9 sportivi, fiecare dintre ei îi susținem și sperăm ca unul din noi să ia premiul cel mare. Mulțumim gazdei noastre, atât Next Level, cât și Gabi, pentru suport și pentru susținere și tot ce face pentru biliard. Un adevărat promotor.
Revin prezentând unul dintre cei mai buni prieteni și jucător de biliard, Mișu Suditu, campion în titlu al anului 2022 la Club Bravia Bacău. Te rog, Mișu. Da, ce să spun, sunt foarte bucuros și fericit în același timp că biliardul la noi în zona Moldovei a luat amploare din nou și putem ajuta și în același timp și juniorii să crească la un nivel competițional bun, decent, în care își pot dezvolta abilitățile în acest minunat sport, biliardul, care noi încercăm de atâția ani să-l promovăm și chiar ne-am chinuit și ne chinuim în continuare, dar tot respectul și ajutorul cel mai mare avem din partea lui Gabriel Jalvă, prietenul nostru, care depune eforturi enorme și în spatele lui e o adevărată echipă ca Adrian Bostan, Silviu Răileanu și Dragoș Botezatu de la Galați și chiar și prietenii noștri de peste Prut din Chișinău, care și ei ne ajută în construirea acestui fenomen deosebit. Și băieții de la Suceava. Și băieții de la Suceava, îmi cer scuze că am uitat, dar sperăm în continuare să avem parte de competiții frumoase și cu ajutorul Dumnezeu să promovăm în continuare acest sport minunat. Iar asta e cel mai bun să câștigi, nu? Bun succes! Mulțumim! Domnul Gabriel, în numele Romașcanilor eu doresc să vă mulțumesc pentru că dezvoltați astfel de activități care implică și tineretul și pe cei mai puțin tineri, deci cam palierul de categorii de vârstă este foarte amplu. Faptul că ați reușit să coagulați toți oamenii ăștia, să-i adunați, să faceți ceva deosebit și trebuie să povestim și despre latura efortului depus, despre latura recompenselor și așa mai departe, pentru că un concurs implică mult mai multe chestii care nu sunt toate la suprafață, mai este și munca din spate, în background, pentru ca un eveniment să fie reușit. Este o muncă obositoare, dar plăcerea este mai mare pentru a promova acest sport, iar într-un final, referitor la concurs, cei mai buni vor fi premiați, cupe, medalii și eventual ceva financiar. Da, asta este un stimulant pentru sportivi. Noi vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm cu alte inițiative și alte concursuri de genul ăsta și vă dorim întotdeauna succes. Mulțumesc frumos!